Mi-era dor de unde voi. Produsul? V-am adus un cadou marfă. Stai. Ai, uite ce apetit i-am spate acolo. Păi normal, a venit Moș Crăciun. Vodcă. Nu e vodcă. V-am adus niște tricouri cu mine. Șmechere de la Wick. Este așa. Uite, ăsta e al lui Cătălin. Ia. Să rămână. Așa. Sunt cu tine goală. Cum? Goală. O să e așa. O zi goală cu tine? Da, goală, aproape. Da, să vedeți ce mișto sunt. Băi, știi că mi-ai mai adus unul? Cum? Mi-ai mai adus bă, unul foarte chiar cu ea. Uite-te, e cu mine, cu mine! Uite cât e de tare. Băi, ești nebun? N-am vărnat. A, cât de tare, da. La mine nu e cu tine, mă. Uite-te mai bine, doamne, doamne, da. Eu nu văd bine de aproape. Fata de acolo e ea. Aoleu, tu ești aici? Bine, Crudu! Uite cât de fel, Vica este cu, deci cu mine și aici sunt eu, operată toată. Uite, adică liposucție, aici unde vezi din silicone. Ați ai bifat toate operațiile. Vezi? Da, foarte exact, tare. Știi? Este și... foarte tare. Da. Crudu-o, dar arată-mi și mie aici ce făceai. Și acolo este nimic. Nu, este ceva... Mă pregăteam să-mi arăți cum e exemplificat. Este artistic, acolo. Este ceva artistic. Dar ce scrie tare, pe băț? Avansat... zi, pornostar, intermediar și începător. Înțelegi? Și al tău e mai cu minte, așa. Da, al meu, da. Este da, un da, de... Știi că apăruseră alea, mă, de metru. Deci, da, 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 da. Cine vrea tricou cu mine? Mulțumim, mă, Crudu-tu. Cu drag. Deci tu ești la începător de ce văd aici. Deci păi, eu știam că ești la avansat. Păi așa trebuie să arate cum vrei. Îți dai seama ce nasol arăta, doamne ferește. Dar este foarte mișto. Mi se pare o poză artistică și toate sunt făcute, dai seama. Deci intermediar, avansat, pornostar și da, bravo. Eu nu mă mai despart de el, gata. Și jos, de jos, jos, se scrie jos, jos? Scrie brandul, nu se poate. Da. Nu se mai poate spune. Ce ai, mă, na? Dar nu vă plac. Bă, da, mai omorât să moară tata. Ce? Ștefan cel Mare. Dă cutia jos, dă cutia jos, dă cutia. Era titit aici, nebunelor. Nu mai vă supărați. Doamne ferește. Da, 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 foarte mișto. Este da, o emisiune da, liberă. Zonă liberă, de ipocrizie. Liberă. Sunt... zi, Crudu-ţo. Da, vă plac? Sunt drăguțe, da, nu? Da, da, de tine. Da, a, de mine? Vă place de mine? Vă plac de mine? Ce s-a întâmplat? Crudu-ţo a mai încheiat o poveste de iubire. Fostul ei iubit nu era român, așa scrie în document. A, dar ce era? Era... Pakistanez. A român. Ce era Crudu-ţo? Din Pakistan, da. Serios? Nu te mă, da, aici. Da, da. Eu am crezut că faci mișto. De unde l-ai găsit? L-am găsit... El m-a găsit pe mine în Ferentari. Normal. Și că e Slam Dog Millionaire. Plimba o cap. Plimba o capră pe acolo și te-a întâlnit cu... Căuta o bombă. Ce caută un pakistanez în Ferentari? Păi ce să caute? Fete asta frumoase. Fete frumoase. M-a văzut pe Instagram și zi am zis că stau acolo și tot a întrebat lumea unde stă Daniela Crudu și a venit până la tata. A întrebat pe stradă? Da. Ok. Te-a și găsit. Om, are câine pichinez. Are iubit da, pakistanez. Problema știi care este? Că el a venit în Pakistan, a întrebat unde domne Daniela Crudu, a găsit-o și a plecat înapoi în Pakistan. Îți dai seama, s-a speriat. Era mai neagră ca el. Că și pakistanezii sunt negri. S-a fugit. Glumesc. Și relația voastră a fost la distanță. Da. Nu, cum a bătut el drumul până aici? Am avut și eu un prieten, îți dai seama, normal, că nu pot să stau singură. Dar l-am ținut ascuns că mie nu place să vorbesc sau să public pe... Acum vorbesc serios. Pe Instagram sau pe... zi rețele. Facebook. Rețelele astea, da, de socializare. Da, cu iubiții mei și n-am publicat niciodată nicio relație și așa. Dar, da, s-a terminat normal, ca orice relație la distanță. Ce să țin dacă e la distanță? Da, voi v-ați mai greu. Împăcat și ați mai... V-ați mai certat și v-ați mai împăcat de câteva ori? Da, da. Ne-am mai certat, ne-am mai împăcat. Aici da, era? Rudele lui? Păi și? Acum de ce l-ai blocat? E serioasă... Acum ne-am certat... E serioasă cearta, nu? Este serioasă cearta că m-am săturat. Zăi să mă vreau și eu până la urmă, dacă stau așa zi blocată, da, în chestia asta și tot timpul dau apă la moară și vorbesc și vorbesc, chiar dacă nu ne vedem și tot eu fac drumuri și așa mai departe, nu mai dau nici, cum să spun eu, șansă și nici sufletul meu e blocat acolo, știi, să mai dau, să mai, adică să accept să mă întâlnesc cu altcineva, pentru că n-am chef, nu sunt eu liberă, așa, psihic, mental, mental da, îmi trebuie să... Să știu că nu mai e și gata. A, nu prea iubeai așa, nu? E, da, îți dai seama, dar
Mie îmi trece repede. El unde era? Unde stătea el? Unde? Asta era de aia de TikTok, știi? Că tot ce zic eu, perlele mele le preiau pe TikTok. Știi cum a fost atunci, data trecută te-ai mai întrebat? Cei din trecut îți mai scriu și zic trecutul, nu mai știu cum a zis, mă plictisește trecutul. Și acum toți au preluat pe TikTok trecutul, acum o să ia pasta. Da, vezi mă, rămâi veterana TikTok. Da. Ce-i zis tu? Unde e băiatul? Unde a plecat? Unde e el? A plecat la el în țară. A, unde este? Eu știu unde este acum, că nu mai vorbim, nu știu. Dacă l-a blocat, n-a auzit că l-a blocat. Da, nu mai vorbim. Deci din nou Cruduța este liberă pe piață, voi. Da. Pe piață, prin oraș, adică. Da, n-am mai ieșit de mult pe afară, chiar o să ies weekendul ăsta. să te ții. Da, ce să zic, na, nu. Păi și vrei să începi altă relație sau vrei să te distrezi? Ca... Sigur că vreau să încep altă relație, acum cât să mai mă distrez, vine Crăciunul, nu vreau să fac singură. Doamne, iartă-mă să stai singură de Crăciun, adică cine să-ți mai dea, cine să-ți dea cadourile, adică vine și moșule ce tânărie, dar... să-ți dea cineva porcul. Deci până de Crăciun trebuie să rezolv cazul. Da. Păi nu mai e foarte mult timp. Păi crezi că te îndrăgostești așa de repede? Plus că, uite, intrăm și în post. Încercăm, am intrat azi în post. Încercăm să facem tot posibil. Așa că e antrenorul unei echipe de fotbal, așa aici. Da. Să încercăm, acum, na. Ca să revenim la treburi serioase, ai vrut să faci o operație la față în Kiev. Am văzut o operație, da. De ce în Kiev? Păi acolo era domnul. Da, și am găsit un doctor. Domnul doctor. Da. Și am găsit un doctor foarte, foarte bun, că ăștia sunt doctorii în partea aia, cu sunt Vica, foarte buni. Da. Are relații. Și am văzut una, Vica, fii atentă, deci ți se vede aici ca la Alien. Am văzut la Borcea, că ai ieșit în închisă. Știi, deci se văd oasele aici, știi? A? Și vrei, știi, tu așa? Deci, ea, nu știu ce-ți face, și îți face așa, se vede fața, ți-o zi aici, accentuează. Nu știu cum se numește, că n-am înțeles, vorbea... În chieveză... Nu prea vorbea bine, oricum engleză. Stai de pe aici, pe la ureche. Auzi, un prieten, bun, auzi-mă, da, foarte bun, un prieten bun de al nostru, comun. Mi-a căzut telefonul. Complicat. Las că ia uite-o, las că demontăm noi canapeaua, că oricum e modulară. Cineva un mesaj și era disperat. Îmi spune un prieten bun de al nostru, că până de Crăciun poate te consolezi cu Moș Nicolae. A, asta e veche, spune-i. Asta e veche, e fumată, lasă-ne. A, bine, e veche, dar nu înțelegi? Nu mai merge, nu. Asta e, na. Nu mai mă impresionez. All this but gold. Da, da, na. Nu mai, a? Nu. Ce prieten, ce an e născut? E cretiniță, mă, nu-l știi pe cretiniță. A, cretiniță, da. Dar știu la ce Moș Nicolae se referea el așa. Da. Păi da, dar și expirată, și aia. Păi real, am spus, e expirată gluma. Păi nu e, câte păi nu e glumă, făcut? Păi asta zic. Păi câte glume nu s-au făcut? Păi nu, dar sunteți singuri acum, ca să zic așa. Fa, păi câtă lume nu e singură, Dani, acum? Păi, Doamne, așa mă gândeam că la repezeală găsești ceva ce... Găsești și eu ceva... Ce la... Tu vrei ceva nou, neapărat nou. Ceva nou, ceva... Tânăr. Da, nu știu, să mă potrivesc, să ies pe stradă și să zic, uite, iubitul meu, ce frumos e. Așa vrei să zic? Măcar o dată în viață. Am aflat primul criteriu. Deci am aflat primul criteriu, să fie frumos, nu? Da. Nu mai contează banii, da, să fie frumos. Să fie frumos și să aibă sufletul frumos, asta e important. Da, body albiancă îți place? Normal, să aibă sufletul frumos, să nu aibă sufletul urât. Produs-o. Body albiancă îți place? Nu pot să-mi dau cu părerea. E frumos, nu, adică genul ăla așa? Mi se pare un băiat arătos. Da, sunt frumos, nu știu. Dar nu eu zi, ți-am spus că sunt interesată de suflet. E zis că să fie frumos, să te lauzi că pe stradă. Să fie frumos, da. Și să aibă și sufletul frumos, am spus. Acum nu știu, nu pot să spun. Că uite, pot să, de exemplu, cu cine am stat sau așa, cum spune, m-am îndrăgostit în primul rând de temperamentul lui. Ai înțeles? De felul lui, de a fi. Al ăstuia care te-ai certat? Da. Ce temperament avea? Avea, era așa, coleric. Am înțeles. Deci să fie mai pe geagichi, așa. Da, oricum, să nu fie molâu, leneș. Să nu fie, să nu fie un om să doarmă pe el, oricum. Fătălău, așa. Da, leneș sau ceva. Că eu, n-ai cum, dacă nu ții pasul cu mine... Ține pasul cu mine, să vezi că e bine. Da. Ok, dacă vă regăsiți, acum printre cei care se uită la noi, dacă nu, oricum vă găsește Cruduța. N-a venit nicio spaimă. Iese ea în club și vă găsește. E pus departe. Ce al tău e pus departe. Sunt sigură de asta. Nu trebuie să găsesc pe nimeni și nici să nu mă găsiți.
Să nu mai îmi scrieți. Și atunci am scris prea mult pe Instagram. Ștergeți conturile. Am zis, sau, puteți să trimiteți mesaje sau nu știu cum am spus. Și dacă nu mi-au trimis mesaje, Doamne ferește, după aia nu mai... După aia n-am putut să ies cu toți. Nu, după aia nu mai puteam să le nimerez pe cele bune, erau prea multe, nu? Prea multe bune. Mesaje. Adică nu știai din ce să alegi. Da, nu mai vedeam eu cine mă interesa acolo. Mai vedeai pădurea de copaci. Bine, atunci trimiteți mesaje cu moderație. Da. Cam câte așa? La câte poți să ții pasul? Cu câte mesaje? La ce mesaje da, să mi... Cam câte, când te enervează? Când depășește ce... Hai că mă gândeam la altceva. Ce număr trebuie să... Asta e tare, că te pierde, deci te pierde din când în când. Asta încerc să vorbesc pe înțelesul ei. Deci când depășesc ele, la 100 de mesaje, nu te mai uiți sau la câte? Am 100 necitite, de exemplu, pe care nu le-am citit pentru că sunt prea multe, nu știu. Deja n-are rost. Nu, când vin la emisiune, nu că îmi trimite în fiecare zi, când vin la emisiune. Bine, atunci dacă vreți, încercați-vă norocul. Sunt deja 100 la rând, dar cine știe, poate sare direct de la 101 și le citești. Dacă ai ADHD, 1001 articole, ca la, cum era, București-Berlin, pentru cei care erau în anii 90 prin București. Bine, luăm câteva minute de publicitate.